Bună, draga mea! Sunt Lunala! Dacă te-ai născut pe 26 octombrie, ești unul dintre cei mai eficienți reprezentanții acestui semn. Ambițioasă și conștiincioasă, te străduiești pentru putere, bani și succes cu toate puterile tale. Dintre aceste trei aspirații, prețuiești cel mai mult puterea și știi cum să o atingi. Un lider dur și puternic, poți fi un aliat fidel sau un rival serios. Aștepți multă de la alții, dar tu însăți ești gata să lucrezi numai puțin pentru a-ți atinge obiectivele. Ai un talent pentru reformă, reorganizare și gestionarea oricărei structuri, cluburi, echipe sportive, culte religioase, companii și chiar mari partide politice. De obicei, dacă ocupi o poziție de conducere sau îndeplinești cel puțin îndatoririle consultantului șef, ești capabilă să combini toate forțele într-un singur mecanism de coeziune. În ciuda capacității de a acționa independent, te manifesti cu adevărat în munca în echipă. De obicei, reușești să-ți lași amprenta asupra oricărei întreprinderi sociale, în timp ce pui interesele echipei în primul rând. Cu toate acestea, nu dorești să-ți sacrifici obiectivele sau dorințele personale și încerci să găsești o oportunitate de a-ți lega succesul personal cu succesul întregii echipe. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: fidelitate, mândrie, rezistență, prudență, magnetism, independență. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice. Curajoasă și activă, nu știi întotdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa îți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arogantă, iar setea de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecărei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate. Cinismul și aroganța, mânia și sporovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus. Aceasta este responsabilă pentru gelozia, precum și încredere în atitudinea bună a celorlalți din jurul tău, pentru sinceritatea ta. Te străduiești cu toată puterea pentru succes, bani, putere. Ești o carieristă ambițioasă, pregătită pentru multe pentru atingerea obiectivului. Ești un rival serios pentru concurenți, pentru asociați, oamenii cu minte asemănătoare. Ești un aliat devotat. Ești autocritică și soliciți în mod egal atât pentru tine cât și pentru ceilalți. Nu ierți greșelile, nu dai a doua șansă nimănui, nu poți fi numită flexibilă. Pentru tine există doar două opinii, opinia ta și cea incorrectă. Tu știi ce este puterea și cum acționează în societate. Știi să te descurci cu banii și cauți adesea modalității de a-ți îmbunătăți situația financiară prin relații simbolice cu organizațiile. Dacă deții funcția de director executiv, atunci folosești strategia înțeleaptă de investiții și economii pe termen lung. Foarte rar iei măsuri care pot pune în pericol proiectele preplanificate ale grupului tău și, dacă ai nevoie să jertfești ceva cu adevărat serios,
Ești gata pentru asta dacă crezi cu adevărat în munca ta. Fiind o personalitate foarte puternică, poți da impresia unei persoane neînfricate. Uneori ești nesăbuită, dar de obicei emoțiile și acțiunile tale sunt bine controlate și direcționate. Tu poți ridica autocontrolul la nivel divin și poți deveni apatică. De fapt, ar fi mai bine pentru tine dacă totul s-ar întâmpla invers. Invulnerabilitatea confirmă prezența unui obstacol și ar trebui aruncată treptat. Experiența ar trebui să te învețe că trebuie câștigat respectul real și că este pur și simplu imposibil să-l impui altora. Ești un bun organizator și executant. Ocupând o poziție de conducere, poți schimba totul fără ezitare sau chiar reorganizezi lucrurile de sus în jos. În ciuda faptului că activitatea arzătoare provoacă adesea respingerea deschisă a altora, de regulă, neîncrederea în ceea ce privește inovațiile tale oferă destul de des o cale de înțelegere deplină, deoarece poți dovedi convingător că metodele tale conduc la o eficiență sporită. Poate că ți este mai dificil să demonstrezi beneficiile relațiilor umane. Ca și copil, părinții tăi nu cunosc ceea ce se așteaptă de la tine. Pe de altă parte, tu ești obișnuită cu îndrumarea părintească dură. Un subiect important în viața ta este responsabilitatea și respectul principiilor tale ferm stabilite. În același timp, ar trebui să-ți fie frică să urmezi ispita puterii, deoarece acest lucru poate duce la o pierdere a conexiunii cu centrul tău mental. Te distingi față de alții nativi din Scorpion prin astfel de trăsături speciale. Ești intrigantă, generoasă, amabilă, intolerantă, pasionantă, decisivă. Ai o natură fermecătoare, pasională și atractivă. Ești înconjurată constant de fani care luptă pentru atenția ta. Ești amoroasă și romantică. Te predai simțurilor fără a privi înapoi. Ești gata pentru orice pentru iubitul tău. În timp, devii geloasă și solicitantă. Cum afectează data de 26 octombrie soarta ta? Ai un simț al superiorității bine dezvoltat și ești capabilă să spargi standardele și să realizezi reforme. În plus, poți deveni lider în aproape orice domeniu de activitate, vei putea să gestionezi orice structuri, de la cluburi la culte religioase. Ești foarte punctuală, ai capacitatea de a organiza, dar și mai multă de a reorganiza. Datorită ție, performanța echipei va fi coordonată astfel încât din exterior să pară un singur mecanism. Ești foarte iubitoare de libertate și acționezi în mod independent, dar poți avea succes cu adevărat doar în munca colectivă. Cel mai remarcabil la tine este că nu-ți pui interesele pe primul loc, pentru că pentru tine primul loc este ocupată de echipă. Dar, jertfa de sine de la tine nu merită să fie așteptată. Cunoști foarte bine gustul puterii și structura acesteia. Banii din mâinile tale sunt trimiși cu ușurință pe orice canal de interes, ceea ce în final este destul de profitabil. De asemenea, ești atât de sociabil încât încerci să-ți îmbunătățești situația financiară, folosind relații bune cu diverse organizații. Ca lider acționezi cu înțelepciune, deci orice investiție este pe termen lung. Dacă nu ești sigură de o întreprindere, atunci în niciun caz nu te vei pune în pericol pe tine și pe ceilalți. Zicala măsoară de 7 ori și taie odată, este exactă despre tine. Nu vei pune niciodată proiecte în pericol. Dar, dacă tu crezi cu adevărat în unele afaceri și consideri că este un câștig, atunci tu ești capabilă să sacrifici foarte multe. Ai o personalitate foarte puternică. Mulți alții te consideră complet neînfricată. Este extrem de rar faptul că poți avea și simți emoții. De obicei, ții totul sub control. În public, nu vei arăta niciodată cum te simți cu adevărat. Dragoste și compatibilitate. Poți părea îndepărtată și misterioasă, dar natura ta pasională atrage iubirea ca un magnet. Ești un partener devotat și de încredere, simți profundă lumea din jurul tău, dar din cauza lipsei de încredere îți poți ascunde vulnerabilitatea sub pretextul indiferenței. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației Pești, Rac sau Taur. Bărbatul Pești este la fel de senzual,
dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul taur ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea, prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rareori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficientă fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești foarte motivată și eficientă. Ești capabilă să rezolvi orice probleme. Locuri de muncă imposibile pentru tine nu există. Cheltui multă timp și energie pentru dobândirea deprinderilor profesionale, astfel încât rezultatul muncii tale să fie impecabil. Te străduiești să fii lider. Ești puternică, ai un nucleu intern dur, poți fi dură, chiar crudă, dar aceste lucruri nu te împiedică să menții autoritatea. Cunoști statutul și puterea valorii, nu te vei mulțumi cu al doilea rol. Ești un reformator talentat. Știi cum și îți place să reorganizezi sistemele existente, în special cele de management. O poziție de conducere te ajută să convingi colegii de muncă de nevoia de reformă și eficacitatea acesteia. Chiar dacă nu ocupi funcții de conducere, depui eforturi pentru funcții de autoritate, expert, consultant, șef, etc. O astfel de activitate te stimulează să atingi noi obiective, dar și în creșterea profesională. Sănătate și boli. Ar trebui să fim totdeauna conștientă de consecințele periculoase ale unei ignorări asupra muncii stomacului, fie din cauza supraalimentării, fie din cauza unei atitudini excesiv de dure, dacă nu chiar spartane, față de hrană. Trebuie să respecti o dietă moderată și variată, care trebuie să includă cereale, legume proaspete, de preferință crude, precum și alte surse de fibre pentru a facilita digestia alimentelor și eliminarea deșeurilor inutile pentru organism. Poate că în fiecare zi ar trebui să bei aproximativ un litru, sau poate un litru și jumătate de apă, în schimb, utilizarea cafelei trebuie redusă la minimum. Excesul de energie poate fi direcționat către exerciții fizice active și alte impulsuri energetice, care sunt de obicei găsite în sporturile colective și în artele marțiale. Destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o voință puternică, ești decisivă, ai scop, ești talentată și pricepută, îți folosești în viață talentele și abilitățile cu care Universul și Creatorul te-au înzestrat cu generozitate. Te poți afirma în medicină, biologie. În familie ai de obicei relații de înțelegere reciprocă, tandre, minunate. În sfera materială,
Ești însoțită de obicei de noroc. Sfaturi pentru tine. Îți place și știi să lucrezi independent. Dar munca colectivă este adesea mai rentabilă, mai eficientă. Ia în considerare acest fapt atunci când implementezi proiecte. Găsește terenul de mijloc între frivolitate și asceză. Nu te aștepta la prea multe de la ceilalți sau de la tine. Doar ceea ce este posibil, este posibil și nu mai mult. Trebuie să vezi clar în fața ta imaginea a ceea ce vrei să fii. Nu lăsa această imagine să se îndepărteze prea mult de tine. Ce cadouri ți se potrivesc pentru tine? Pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile. Într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică. Dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se roagă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle. Este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine. Cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marină sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi o față de masă cu dantelă, fie un set de lenjerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.